ocazie, eu sunt Ana, iar în clipul de astăzi vă voi arăta achizițiile mele din primăvara aceasta. Și sper să fie interesant pentru voi. Am câte ceva de îmbrăcat, câte ceva de make-up și ok, haideți să nu ne lungim, să dăm drumul la treabă. Să lăsăm cei mai interesant la sfârșit, pentru mine cel puțin, este make-up-ul. Haideți să începem cu hainele. Nu știu dacă voi sunteți la fel, dar eu m-am propus, bineînțeles, să slăbesc și zic, măi, ok, ca să fiu sigură că fac ceva, trebuie să merg la sală. Ca să merg la sală, nu am costumații. Până acum aveam scuză când zicea Marian, hai vino și tu la sală. Bine, nu că ar fi mers el foarte mult, dar vino și tu la sală, nu că eu nu am costumații. Deci eu am training, dar este training de ieșit în oraș și eu am Adidas, dar sunt Adidas de ieșit în oraș. Sunt casual sport, nu sunt Adidas de făcut sală. Drept urmare, într-o sâmbătă, am mers la Decathlon și avem costumații de sală. Așa, haideți să vă arăt. Să începem cu pantalonii. Am luat aceiași pantaloni. Acești pantaloni de la Adidas. Sunt așa drepți. De sală, bineînțeles. Nu mai știu exact cât au fost pantalonii. O să vă las în descriere dacă îi găsesc la Decathlon. Dacă nu găsiți acolo, nu trebuie să fie neapărat Adidas. Mie mi-a plăcut, de fapt, de la ce am pornit, mi-a plăcut bustiera. Și zic, ok, haide că-mi iau costumație completă să fiu același brand, ca să zic așa. Așa că vom continua și cu bustiera. Aceasta este bustiera. Este tot Adidas. Dar acolo găsiți brand-uri mai scumpe, mai ieftine, nu-i bai. Numai că mi-am dat seama că în partea de jos, neavând susținere dreaptă în față, m-am apucat de exerciții de făcut acasă, îmbrăcată la sport. Și erau exerciții care presupunea mult dat din mână. Și mi-am dat seama că se ridică bustiera prea sus. Așa că e frumoasă, dar pentru exerciții mai mult în partea de jos. Să nu ridicăm mâinile prea puțin. Mâinile în aer. Dar și pentru aceasta am o soluție. Și mi-am luat un maieu, că zic, parcă nu merg eu așa dezbrăcată, că oricum nu pot să merg cu pantaloni și cu bustieră fără nimic pe deasupra, că nu sunt nici tinerică și am și vergeturi de la naștere, de la sarcină, de fapt. Așa că mi-am luat acest maieu. Așa arată, da, tot Adidas. Și este foarte larg, este mărimea L și am zis, dacă e tot costumația este neagră, să vin cu ceva roz. Da, deci la sală încă nu am mers și cred că le am de o lună și jumătate, hainele. Dar am făcut acasă exerciții. În schimb, am făcut cu altă bustieră, că v-am zis. Aveam niște exerciții legate de aerobic care mâinile în aer prea mult. Și rămâneam dezbrăcată. Deci sper că în viitorul apropiat să mă apuc de sală. Și mi-am mai luat și de încălțat. După cum se vede că nu i-am purtat în casă, n-am avut nevoie. Mi-au plăcut acești Adidas foarte, foarte mult și mergeau chiar și la blugi cu care eram atunci îmbrăcată când i-am probat. Mi-au plăcut foarte mult, sunt pentru sport, după cum se vede, da. Dar merg și în oraș. Cred că cei ăștia vor ajunge în oraș, nu la sală. De purtat. Cam acesta ar fi îmbrăcămintea de sală, deci fetelor, deci fără deci, sper să mă apuc de slăbit. Sper! Speranța mare ultima, știți și voi cum e. Haideți să trecem la rochițele pe care mi le-am luat. Să știți că au avut un preț extraordinar. Acestea sunt luate de pe Reserve. Am două rochițe de pe Reserve. După cum se vede și eticheta, aceasta este verde și merge foarte bine cu blond. După cum se vede, le probez și pentru voi. Ea arată așa, are o mânecă bufantă, este lunguță, iar în partea de jos arată așa, are un cloș. Prețul a fost 139, să știți că au prețuri extraordinar de bune pe Reserve și foarte multe modele de rochițe, culori, modele diferite, foarte, foarte fain, iar prețul, i-am dat 119, pentru că au avut și 20% reducere. Da, este un verde, la voi pare mai închis, dar este un verde puțin mai deschis. Am zis că merge foarte, foarte bine cu blond. Și cam așa arată. Și a doua rochiță cu care am făcut și poză pentru Instagram. Așa că vă las aici Instagramul meu, poate doriți să mă urmăriți și acolo. Este aceasta, care a avut același preț, 139, luată cu 120, tot de la Reserve. Are și, aceasta are și un cordon în talie, după cum se vede. Așa arată.
are acest cordon cu o cataramă la capăt și este lungă și în cloș. Nu știu cât se vede acolo la voi, dar mă vedeți cu ea îmbrăcată. Așa că aceasta este și mi-a plăcut și culoarea. Un maro nude. Se potrivește foarte, foarte, foarte bine cu blond. Mi-am mai luat un tricou, dar este un tricou alb simplu, că cine nu are nevoie de tricouri tot timpul? Așa că nu am ce să vă arăt. 20 de lei a fost de la Bershka, foarte, foarte ieftin. Și cea mai nouă achiziție, dar pe care vă spun de pe acum că nu o voi proba pentru voi, este acest costum de baie de la Guess. Este un costum de baie care are o croială extraordinar de faină. Încă nici nu i-am tăiat etichetele acestea de la interior. Foarte faină este croiala. Deci așa arată. Am probat, când am luat acest costum de baie, am mai probat și de la Tommy Hilfiger încă 3. Acele erau foarte groase. Acesta nu are nici burete. Ceea ce îmi convine de minune, pentru că vara se udă foarte mult și este foarte greu să te usuci. Vara este foarte greu să te usuci. Stă mult ud pe tine. Materialul este foarte subțire. Acela de la Tommy, cu toate că eu sunt fan brand Tommy Hilfiger, îmi plac foarte mult hainele lor, era foarte gros și nu venea bine deloc. Deci nu se așeza deloc pe corp. Și acesta este mărimea M. Am probat L, că am zis că sigur nu vine. Este făcut în Tunisia. Și mărimea este M. Dar îmi place enorm. Acesta a fost destul de scumpișor. A fost 300 și ceva de lei. Dar avea reducere 20%, așa că am dat 200 și ceva de lei pe el. Iar acesta este luat din Peek & Cloppenburg, din mall. Foarte fain este. Aici pretelele sunt reglabile, după cum se vede. Luasem mărimea el și îmi venea foarte mare, chiar și așa îmi plăcea, dar îmi venea foarte mare în lateral. Așa că mi-am luat M-ul, având în vedere că și pretelele se reglează. Este superb, acesta chiar vi-l recomand. Vine foarte bine și la spate și pe fund, se așează foarte bine. Superb, este superb. Dar, cum să trecem la partea mea preferată și vreau să vă spun că produsele acestea sunt chiar proaspete. Haideți să vi le arăt pe acestea. Nici nu le-am desfăcut, tocmai că au venit ieri. Sunt sigilate și nu mai am răbdare. Abia așteptam să le desfac, dar am zis nu se poate. Fac un clip să le arăt și fetelor și băieților pe care îi interesează. Și după aceea le desfac și le și folosesc. Haideți că le desfac pe toate ca să nu vă bări pe voi la cap și vi le arăt imediat. Așa cum vă spuneam, aceste produse sunt proaspete, proaspete, proaspete. Deci ieri le-am primit, nu mai aveam răbdare să le desfac și să le testez. Nu le-am folosit astăzi pentru acest make-up pentru că am vrut să vi le arăt că sunt noi nouțe. Weekendul trecut am avut un eveniment online, eveniment, dacă putem spune așa, au avut, de fapt, cei de la Danessa Myrix, așa se numește brandul, DM. Și se găsește pe magazinul de gene. O să vă las în descriere linkul către magazinul de gene. Și aceste produse se găsesc acolo. Au avut câțiva make-up artiști invitați în weekend, sâmbătă și duminică. Iar duminică seara a fost chiar Danessa Myrix care a făcut un make-up. Și mi-au plăcut atât de mult produsele folosite, încât oricum mi-am luat doar o parte din ele pentru că nu mai am bani acum. Data următoare voi mai lua cu siguranță. Mi-am luat în primul și în primul rând acest ulei, Love and Light Oil, Hydrating Facial Oil. Este un ulei de hidratare cu SIDEF, după cum se vede. Se poate folosi direct pe față, se poate folosi cu crema pe care o aplicăm pe față, se poate folosi în amestec cu fondul de ten. Și haide să-l și desfacem, că tare sunt curioasă cum arată. Wow! Uitați și voi cum arată. Abia aștept să-l folosesc pe față, abia aștept, mai ales că acum vine și vara, deci cred că va arăta superb, superb, superb. Se poate folosi și singur sub fondul de ten pentru a oferi luminositate tenului și mi-a plăcut foarte mult că este și pentru ten matur, cum sunt eu, pentru că hidratează și nu usucă pielea. Este... A fost 146 de lei, pentru că nu am participat la acest eveniment din pat, nici măcar nu m-am deplasat nicăieri. Am stat în pat și am urmărit cum au făcut make-up artiștii și a fost un eveniment gratis, țin să vă spun. Nu am plătit nimic pentru că acest brand s-a lansat și în Europa, așa că a folosit artiști din Ucraina, din Spania și din Anglia care au făcut make-up pentru a prezenta brandul
Și îmi place enorm, abia aștept. Eu am de la ei deja, haideți că vă arăt. O paletă care se poate folosi atât ca afar de ochi. Este o paletă cremoasă. Se poate folosi ca și contur. Și se poate folosi și ca ruj. Iar nuanțele sunt nuanțe neutre. Acestea sunt. Acesta se poate folosi ca și concealer. Eu am folosit nuanța aceasta, nu, aceasta puțin mai închisă, ca și blush, cu cantitate foarte mică difuzată. Acestea două le folosesc în general pentru contur. Iar se pot folosi și la sprâncene. Deci este o paletă foarte versatilă. Este cremoasă, este waterproof. Haideți că vă arăt și cum arată. Aceasta este prima paletă pe care am cumpărat-o și eu mai scumpuță, tot Danessa Myricks scrie pe ea. Și să trecem la următoarele produse, că sunt mega entuziasmată. Să trecem la sclipici? Nu, haideți să trecem la altceva. Trecem la un negru. Eu de obicei negru folosesc cel de la Inglot. Dar acum mi-am luat acest negru. Iar cantitățile care trebuie să folosite, cu toate că ele ca și produs, sunt mici. După cum se vede. Nu știu, cred că au 10 ml. Și pot fi folosite Eye, Lip and Cheek. Bine, nu știu cine se dă cu negru pe obraz, dar mă rog, dacă ai o campanie ceva mai interesant de făcut. Da, 10 ml are. Este foarte mișto. Am văzut și la Monica Palcău că îl folosește. Foarte, foarte fain. Bun, după aceea trecem la... Acestea se numesc Color Fix, produsele acestea. Gingerbread. Aceasta este nuanța. O cantitate foarte mică. Se blenduiesc atât de ușor, atât de frumos. Sunt superbe. Deci promit că o să vă fac și... un review, o să fac un clip de make-up doar cu produsele acestea cremoase pe care le voi folosi și la sprâncene, și la ochi, și la obraz, și la buze. Împreună cu paleta pe care o aveam eu deja. Să vedeți cum realizați un look complet numai cu produse cremoase. Super, super fain. Ok, trecem mai departe. Mai avem unul. Acesta este Romance. Uitați ce roz, asta este de fapt, deci cum arată, l-am văzut aplicat, Ballerina l-am văzut aplicat, dar este în aceeași gamă cu acesta Romance, deci doamne, este bestial, o să vedeți, o să vedeți în clipul cu make-up. Au și culori neon, au folosit un verde neon, superb, au albastru, au portocaliu, galben, abia aștept să-mi iau și culorile neon, să le folosesc și pe mine, cu toate că sunt destul de ten matur, ca să spun așa, dar și pe Julie. Iar ultima culoare este acesta Ballerina. Pe ăsta l-am văzut aplicat pe model. Deci arată într-un mare fel. Culorile sunt asemănătoare, dar nu la fel. Acesta este mai mult spre mov, acesta este mai mult spre roz. Și, haideți să vedem și pe Gingerbread. Așa arată. Un tub în acesta este 87 de lei. Eu l-am luat cu 60 și ceva de lei. Nu știu cât a fost, 30% reducere. Bun, abia aștept să le folosesc. Știu că am mai zis de vreo 10 ori, m-am bărit la cap, dar chiar abia aștept să le folosesc. Și mai am un fond de ten, numai că este pentru sora mea. Ea l-a vrut și l-a comandat ea. Și pe acesta nu îl desfac, dar am o mostră de la ei, de când mi-am luat eu paletuța. Am și o mostră de fond de ten, este același fond de ten. Eu l-am folosit ca și concealer până acum, așa că așa scrie și pe el. Și fond de ten și concealer se poate folosi. De asemenea, mai am un produs foarte bun. Este... acesta de la MAC și este Paint Pot pentru pleoapa mobilă, ca să nu se strângă make-up-ul atunci când vrem să facem un make-up care vrem să reziste mai mult. Acesta este Paint Pot-ul, se găsește în magazine, în mall-uri de la MAC. L-am folosit, chiar l-am folosit și sunt foarte încântată. Și mai am un concealer de la Clinique. Întrucât eu am foarte multe riduri fine în jurul ochilor, foarte, foarte multe. Este obsesia mea, ca să spun așa, știți cum e fiecare cu complexele lui, eu sunt cu în jurul ochilor. Și mi se strânge foarte mult concealerul și nu pot folosi multe formule. Acesta este superb și cel puțin de 2 luni l-am și spun că este plin, cu toate că îl folosesc aproape zilnic. De fiecare dată când mă machiez, n-am mai folosit alt concealer decât acesta. Deci acesta îl folosesc în partea de jos. Știți că eu am cercanele foarte, foarte proeminente și colorate. Iar Paint Pot-ul îl folosesc pe pleoapa mobilă pentru a ține, pentru a oferi rezistență make-up-ului. Ok, cam acestea au fost achizițiile mele de primăvară. Știu că nu este un mare, mare haul. Și în afară de produsele acestea de la Jumbo, acolo avem un coșuleț,
un coșuleț recondiționat, așa că dacă doriți să vă luați, deci coșul acela mai mare este luat anul trecut. L-am folosit și de Crăciun, am schimbat fluturașii. În iarnă am avut cleștișori cu Moș Crăciun, acum am cu fluturaș. Câteva ușoare, cam 100 de lei a fost tot decorul. Aici mai am din lemn, scrie Easter și cu copăcei și un puișor. Foarte, foarte drăguț. Sper că v-a plăcut clipul meu de azi. N-am vrut să vă țin prea mult, să vă plictisesc. Dacă vă interesează ceva sau vreți să vedeți ceva anume, nu uitați să-mi lăsați în comentarii, să vă răspund cu drag. Bineînțeles că nu puteam să închei fără să se bage cineva în seamă, un ursuleț sau o pisicuță, ursuleț, pe aici. Ursuleț. Aștept să te fac cu produsele de la Daneasa. Uite, le-am desfăcut. Păi am zis, aștepți să te fac? Ah, da. Ce frumoase sunt. Gata. Merg să vă probez hăinuțele, de fapt, cred că le-ați văzut deja. Și să pozez aceste minunate produse. Până la următorul clip. Și tu. Vă pup și vă îmbrățișez cu drag. Să fiți bine, să fiți sănătoși. Lasă-mă să dau pupici. Și Paște fericit? Nu, când ne vedem săptămâna viitoare. Pupici de ursuleț. Vă zic săptămâna viitoare Paște fericit.